Haideți să vedem, pentru că vorbim acum cu un alt român care a reușit să plece din Ucraina, aflat în război în ultima clipă. E fotbalistul Mihai Leca, jucătorului FC Lviv, dacă Lviv, nu? Lvov. Sau Lviv. Care este acum în legătură telefonică cu noi. Salut, Mihai, ce faci? Cum ești acum? Bună ziua. Sunt în aeroport în Cracovia, acum în Polonia. Aștept să iau avionul la 6 spre Varșovia și după spre București. Dar cum ai ajuns în Polonia? Cum ai plecat? Am ajuns greu. Am plecat în jur de ora 4 din Lviv. La 6 am întâlnit un convoi de mașini. A trebuit să cobor cu colegul meu și am mers 10 km pe jos până la Varșovia. De acolo a urmat altă aventură. Am stat cam 14 ore până am ieșit din vama Ucrainei. Iar astăzi ai ajuns așa, ai ajuns în Polonia, pentru că aeroporturile din Ucraina au fost ori distruse, ori închise. Iar din Polonia, practic, vii spre România. Da, toate zborurile de acum 2 zile sau 3, de acum 2 zile au fost oprite și n-am mai putut să luăm avion. Asta spunea ceva mai devreme Mihai Leca, fotbalist la FC Lviv. Știi ce vreau să te întreb? De colegii tăi ucrainieni ce știi? Majoritatea au plecat acasă. Din câte ce am vorbit cu ei, vreau să-și aducă familia în Lviv, dar din câte văd și acolo au început să bombardeze. Nicăieri văd că nu mai e sigur. Ce am vorbit cu ei pe grupul nostru de la echipă, na, fiecare... Mai ales că ei sunt de acolo, sunt ucrainieni, ei nu pot să părăsească țara. Da, mai ales că s-a dat legea acum, între 18 și 60 de ani, nu ai voie să părăsești țara dacă ca bărbat. Da, când ai plecat de acolo, cum erau magazinele, supermarketurile, erau închise, mai existau alimente? Pentru că ți-a luat ceva timp până ai ajuns în Polonia. Nu am apucat să intru, doar că erau foarte aglomerate. Majoritatea ieșeau cu plasele pline. Adică deja se pregăteau de război. Mulțumim mult de tot, Mihai. Să ajungi cu bine acasă, să ajungi cu bine în țară și mai povestim zilele acestea la telefon. Mulțumim mult!